Programul de vizitare va fi 9-17. Deci încă de la intrarea în muzeu, acolo vor fi afișe informative de modul în care vizitatorii pot să folosească recipientul cu dezinfectant, preșul care este de asemenea cu dezinfectant de la intrare, iar pe partea stângă, unde există caseria muzeului, vor fi puse la dispoziția vizitatorilor mănuși și măști, în condițiile în care cei care vizitează nu vor avea. De asemenea, soluții dezinfectante și pentru personalul muzeului, pentru a fi protejat de acest COVID. Intrând în muzeu, vor fi alte afișe informative cu circuitul expozițional. De regulă, într-un muzeu este stânga-dreapta, pentru a fi orientați prin partea stângă, vor urca la etaj tot prin săgeți care vor orienta pe fiecare vizitator tot pe stânga și se va ieși pe partea dreaptă. Deci în aceste condiții vizitatorii nu au cum să se întâlnească. Se va limita numărul de vizitatori, se va permite intrarea unui număr de 3 persoane și la o distanță de 50 minute a altor 3 persoane, în sările mici de expoziție pot fi prezenți două grupuri, pot fi prezente două grupuri a câte 3 persoane, dar avem și săli foarte mari de expoziție unde pot fi prezenți vizitatori a câte 3 persoane până la 5-6 grupuri, păstrând distanța care este reglementată de 1,5-2 metri între grupurile de 3 vizitatori. Pe tot acest parcurs de vizitare al muzeului vor fi supraveghetoarele care îi vor îndruma pe vizitatori și vor încerca să îi determine să păstreze distanța reglementată de lege între vizitatori. Sigur, mai sunt multe alte măsuri de igienă pe care noi le-am luat în muzeu pentru protecția personalului, a supraveghetorilor și a muzeografilor care vor fi prezenți în expoziție în această perioadă.